veniți la un nou episod de LSPDF4. Hai să ne punem. Nimă mi-a căzut băscuța. Că asta e cu verde. Mi-mi pare foarte suspect asta cu verde. Purat. Nile mă iarăși părul verzolinda asta. Foarte suspect asta, foarte suspect. Ia să mă poștea. Alo, nu fura mașina. Nu fura mașina. O să fie electrocutat. Nimă că are șoricul gros. Au venit loganele. The gang of logans. A venit și elicopterul în sprijin. Yo. Bă, calm, calm, calm. Păstrați-vă calmul. Schimbăm foaia. Nu, nu, nu. Trage pe dreapta, trage pe dreapta, trage pe dreapta. Nu, 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 nu. Hei, lău, hei, lău, zi bățbitor de lume content. Bine, v-am găsit la un nou episod de LSPDF4. Ce mai faceți cu zâteți? Sper că toate sunt bune, ales good, cum zice neamțul. Având în vedere că ați cerut episod cu ordine publică, eu m-am conformat, știți că mă conform de obicei cu ceea ce vă doriți voi și facem episod cu ordine publică. Suntem pleacă așa, spre înserat o să fie o patrulă mai nocturnă, așa. Nu mai suntem la secție, am zis să mai schimb așa o leacă locul de unde plecăm și suntem pe o alee aici și am găsit un loc mai retras unde supraveghem bună desfășurare a circulației și nu numai. Mașina cu care o să patrulăm astăzi este acest Loganel cu colantul vechi. N-am mai făcut de mult cu el și am zis, hai bă, să mai facem un, să-l scoatem de la naftalină, să mai facem un episod cu dânsul, pentru că este superbisim, bă. Nu-i așa, Vasile? Este superbisim. Ne-am pus vestele ne-am pus vestele anti-glones pe noi, pentru că fiind o patrulă nocturnă, nu știm peste ce o să dăm. Bineînțeles, girofarul, sirenele, chiar că le știți, totuși să facem o prezentare scurtă. Girofarul, ups, mă scuzați, am pornit înregistrarea, i-am făcut așa un mod de asta ca să meargă tare, așa, și după aceea să mai încetinească din intensitatea jocului de lumini, vedeți, așa, facem o diferență, bineînțeles, sirena. Nimic special, așa. Și să nu mai stăm, domnul Vasile, și să pornim într-o patrulă nocturnă, să vedem peste ce o să dăm, bă, băieți. Să sperăm că o să fie o noapte liniștită, deși știm cu toții că nu o să fie la fel, că nu o să fie așa. Mi s-a părut că asta este o leacă sub influența ceva băuturilor alcoolice. Semnalizezi și noi facem la dreapta, frumos. Eu nu înțeleg ăsta de ce nu face la dreapta sau cred că merge înainte, oare să fie el așa ceva? Alo, alo, alo. Da, mai mergem și noi dată în față sau nimă, ăsta-i George, ăsta-i Dodge Charger, ar vrea să fie ăsta din spatele meu, nu? Parcă seamănă o leacă. Bă, da, mai mergem și noi astăzi înainte și aia zic și eu. Asta mergea înainte, mă, de aia n-a făcut el la dreapta că... Normal poate să treacă pe roșu în America, după legile din America poți să treci pe roșu dacă, de exemplu, uite cum e aici, în situația de față, chiar dacă noi avem roșu, bine, aveam roșu, putem să facem la dreapta, chiar dacă este roșu. Ia. Opa, să văd niște lumini aici, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Opa, opa, Penelopa, colegul a tras pe băiatul ăsta pe dreapta. Să sperăm că totul e în regulă, stăm o leacă cu el să fie așa, bun. Colegul, te-am asigurat alea că spatele este cu Loganul nou. Da, dragilor, începe un nou episod marcat de Lumen. Vizionare plăcută. N-a făcut prea mulți pași pentru că uite ce am, peste ce am dat aici și avem o... Avem o mașină care este neregulamentar parcată, Vasile. Domnul Vasile, trebuie frumos să vii cu noi aici să vedem despre ce este vorba, baza dacă mă recepționezi. Avem nevoie de o verificare a unui număr de matriculare. Să vedem noi, plate check, te rog frumos, fă și mie o verificare a unui rumpo. Copy, standby. Note 99, tătătăt. Adam Young, George, 897. În regulă, nu-i furată, dar o să fie sancționată, chiar dacă nu este furată. Ia să vedem dacă am în... Vasile, te rog frumos, să mai alerga. Să vedem dacă... Opa, tărărără. Asta este Larry Walker. Larry Walker. O să primească o sancțiune contravențională pentru parcare neregulamentară. Parking in a tolle back, access disabled, double parking, loading zone in front of the hydrant, blocking exit, block nearby sidewalk, access ramp, no parking zone.
Asta e nou, parking zone o să primească o sancțiune contravențională, domnișoara. Submit the citation. Și o să-i fie și tractată mașina pentru treaba asta, că m-am enervat. Mă zare, mergeți-ne, se mete și mie o platformă. Avem o mașină care este parcată neconformă și o să fie ridicată. Pentru că na, așa și trebuie, nu-i așa, domnul Vasile? Nu putem să lăsăm mașinile aici parcate așa, mai ales într-o zonă, pe un bulevard ăsta. Nimă, ce fel a venit platforma. Nu putem să lăsăm mașina parcată așa, neregulamentară, într-un, pe un bulevard așa de intens circulat. Gata. Ni. Vedeți, bă, că obstrucționa aici toată situația. Ala, de ce Dumnezeu fugi? Fugi el de ceva. Bun. Am început o leacă în forță, așa. Opa, hopa, hopa. Ce faceți, băieții mei? Domnișoară, dumneavoastră, sunteți o leacă cam suspectă, suspicios de suspect, așa, nu știu ce să... Ni-o-i mă pe asta. A făcut întoarcere de aia necorespunzătoare. A, ba da, ba nu. Ba, are voi, mă, taci, are voi. Am zis că oar, dar nu oar, că are voi să întoarcă. A făcut U-turn de la. N-are voi, bă. Las-o că am vorbit cu ea. Mai supraveghem o leacă bună în desfășurarea activității pe aici. Bă, ea cu taxiul a făcut accident cumva, sau mi s-a părut. Parcă s-a auzit un buf așa. Parcă s-a auzit un boom. Nimă. Băiatul cu taxiul, cât mai e kilometru? 3 lei per kilometru. Du-te, bă, de aici și... Nu e leacă cam mult, colegul. Colegul cu taxiul. Bun. Văd că momentan toată lumea este liniștită, în afară de parcarea pe care, sancțiunea pe care am dat-o pentru parcare neregulamentară. Da. Ia să vedem în ce mai intrăm. Revenim. We have need a unit to respond for a possible theft. Opa. Avem și primul apel, avem o solicitare pentru un furt. Ia să ne deplasăm acolo de urgență să vedem despre ce este vorba, poate prindem suspectul. Pardon. Trecem și noi pe aici și așa, faceți loc, vă rog, faceți loc. Așa, ușor, când ne este culoarea roșie trebuie să ne asigurăm foarte bine înainte să intrăm în intersecție, pentru că... Nu se știe niciodată ce se întâmplă. Ia să vedem noi. La locul intervenției mai avem puțin și ajungem. Alo. Vă rog frumos. Aici? Opa. Hai să ne punem. Nimic mi-a căzut băscuța. Bună seara, genge principal Mulvan, în cadrul IPC Los Santos. Ce s-a întâmplat, domnule? Ați fost jefuit? Bun, puteți să-mi descrieți suspectul? Puteți să-mi spuneți ceva despre suspect? Not really, but my laptop has... Oh, perfect, dacă are laptopul dumneavoastră are GPS, o să ne vină mult mai ușor ca să-l identificăm pe domnul. Bun, mulțumesc că ne-ați dat acces la trackerul dumneavoastră după Vasile, alo, Vasile, de la laptop. Hai, bă! Trebuie să avem un suspect de prins. Avem o persoană de prins. Ia să vedem noi unde e suspectul. Cred că asta e cu verde. Mi-mi pare foarte suspect asta cu verde. Is believed suspect on foot. E on foot tot. Dar care este? Oare o fi bă ăsta cu verde? Mi se pare foarte suspect ăsta cu verde, așa cum el îmbrăcat așa, verzolinda. Ia, acum vorbește la telefon, nu-i mă ăsta. Doamnă Vasile, trebuie frumos să urci în mașină. Unde-i mă, popândăul? Care pe... Voi vedeți vreo persoană suspectă? Cred că umflatul ăsta-i tăt. Ăsta-i tăt. Ele-i, eu. Așa, bun. Ia stați așa. Alo, domnul, rămâneți pe loc, că vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Domnul, rămâneți pe loc, vă rog.
Agenții principali Morfan din cadrul IPJ Los Santos, vă aduc la cunoștință că sunteți înregistrat audio-video cu bodycam-ul din dotare. Motivul pentru care ați fost oprite este pentru faptul că avem suspiciunile și indicațiile cum că dumneavoastră aveți asupra dumneavoastră un laptop care este furat, vă rog frumos să-mi dați și mie documente de identitate. Așa, domnul Didi din lunca Bărzăului a venit când în Los Angeles l-a furat. Nile mă iarăși pe verzolinda asta. Foarte suspect. Bun, vă rog frumos să vă întoarceți, o să facem un control corporal. Vă rog frumos să vă întoarceți și să vă supuneți obiecte ascuțite care ar putea să mă înțepeți să mă tăie răplănească. Aveți asupra dumneavoastră, n-aveți, bun, ia să vedem. Nimic, n-are nimic, bă. Dar cum așa, bă? Înseamnă ca... ca... domnul meu, vă rog frumos să așteptați alea aici și până mă duc la mașină să fac o verificare. Bă, da, cum de n-are laptopul asupra lui, mă? GPS-ul gen îl are asupra lui, că mi l-a indicat. Să facem o verificare, să-l căutăm aici în baza de date să vedem despre ce este vorba. DUI motorcycle. Aggravate fleeting of a take to... Ok, foarte interesant, domnul nostru. Permis? Nu. Nota 99, nimic interesant, așa. Dar unde are laptopul, bă? Unde? Bă, unde ai pus laptopul? Aveți cumva vreun laptop aici și nu-l vedem noi? Ori l-o fi aruncat, bă, pe undeva? Pe aici, pe alei sau? Domnul Didi. Domnul Didi, o să trebuiască să veniți cu noi la serviciul secției de poliție pentru... Stai. Pentru clarificarea unei probleme. Vă rog frumos să vă întoarceți. O să vă punem cătușele, nu sunteți arestați, dar pentru siguranța noastră și pentru siguranța mea și a colegului, o să trebuiască să fiți încătușat. Pardon. Așa. Pentru lămurirea situației o să mergem la serviciul secției de poliție. Domnul Didi. Stați așa să vă deschid ușa. Entrez, s'il vous plaît, domnul Didi. Așa. Păi trebuie după aceea să mă duc la vestiar să-mi iau altă șapcuță, că am rămas fără șapcă. Vasile? Nimă, Vasile a dărmat coșul de gunoi. Ok, bun. Ia să vedem la cea mai apropiată secție de poliție. Să mergem, să-l conduce pe domnul Didi. O să luăm legătura și cu apelantul. Să clarificăm situația cum de ne-a fost indicat faptul că persoana asta avea asupra ei laptopul, adică GPS-ul încă îl urmărea. Deci posibil să fi fost la un amanet imediat după ce a prins laptopul, l-a dus imediat la amanet sau ceva. Și da. O să chemăm ofițerul de serviciu să-l preia pe domnul Didi. Ok. Ia să mergem și noi, domnul Vasile. Haide și noi ca să-mi iau și o șapcuță și să clarificăm situația, să-l contactăm și pe apelant să vină la secție și să rezolvăm această problematică. Revenim. Opa. Avem o perturbare liniștii și ordinii publice în desfășurare. A primit un apel la 112. Trebuie să ne deplasăm acolo să vedem despre ce este vorba. Pardon. Trecem și noi pe aici și am să investigăm perturbarea liniștii și ordinii publice. Se sancționează contravențional. Unde este vorba de problemă? Ia să vedem unde este problema. Ok, acolo. Pardon. Așa, da, stragem și noi mașina frumos aici. Așa, pac. Bună seara, AGJ principal moldovan din cadrul IPJ Los Santos. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră sunteți apelantul? Yes, I don't know what's happening over there, but they are super loud and focus my... am înțeles, nu vă lasă să lucrați... nu vă lasă să lucrați pentru că facă gălăgie domnii de acolo de sus, care, după cum văd eu, consumă alcool în spațiu public. Ia să vedem, domnul Vasile, te rog frumos, hai cu... Vasile, ia datele domnului apelant. Da.
Ia să vedem noi ce avem noi aici. Două persoane mari și două mici. Bună seara, bună seara! Agent șef principal moldovan din cadrul IPJ Los Santos. Ce se întâmplă aici și ea? Aveți o leacă de fan, un moment de distracție, dar numai că perturbați nișașori din publică și plus de asta consumați și băuturi alcoolice în spațiu public. Am primit niște reclamații pentru că perturbați nișașori din publică pe aici și ea. Nea, Iuchen. Alo. Nu că e nea, Iuchen Levia. Ia încetați, mă. Gata. Vă rugă frumos, încetați. Hai, hai, hai. Stai. Stai. Stai să-i dau șulul ăsta la altul. Așa. Bun. Câte un act de identitate să-mi prezentați și mie, agenția principală Moldovan, dacă vă mai repet o dată ca să nu avem alte probleme, vă aduc la conștiință că sunteți în înregistrația audio-video cu bodycam-ul de dotare, Lamar Davis și dumneavoastră cum vorbiți. Să-mi prezentați un act de identitate. Clouds Valentine. Handgun. Opa, are permis de handgun. Având în vedere că ați perturbat liniștea și ordinea publică în zonă și pentru faptul că consumați băuturi alcoolice în spațiu public, o să fiți sancționați contravențional în această seară, da? Ca să știm, dar acum vă rog frumos să vă întoarceți să facem un control corporal. Ah, vă rog frumos să vă întoarceți să rămâne... Nimă, ce fel mi-a rămas lanterna. Bag of meth. Opa! Stai că deja o dăm în altile. Vă rog frumos să vă întoarceți în momentul de față să te-ți arestat pentru posesie de metamfetamină de asta. Așa. Dacă sunteți castraveți, mai aveți și asupra voastră marfă și mai faceți și până rămă. Mai și consumați alcohol. Și dumneavoastră vă rog frumos să vă întoarceți. Vă facem o percheziție corporală. Un control corporal. Așa, wire cutter, pocket camera, nimic interesant. Bun. Vă rog frumos să așteptați aici dumneavoastră, dumneavoastră veniți cu mine. Haideți. Ia stai așa. Pac, 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 request, ask body to guard. Vasile, vino cu ce? Valentine, auzi, Vasile, stai o leacă cu domnul acolo până mă duc eu cu domnul la mașină. Mă duc să-i fac și sancțiunea al domnului pentru perturbarea liniștii ordinii publice și consumul de alcool în spațiu public. Dumneavoastră, vă rog frumos să intrați în mașină. Repeșor fuguța. Așa, stați acolo. Ia să vedem acum dacă putem să-l sancționăm pe domnul. Da, sigur, putem pentru că... cariera. Driver's license suspended. Asta cu mai eu era care avea gun permit. Asta e. Create citation. Alcohol. Open container. Nu. Possession under consumption. Open container in public. Asta o dată. Public arestable. Nu, bă, nu-i arestable. Shoplifting. Petitata public incident. Nu. Pet while. Mix public. Aici. Littering, jaywalking, camping, possessing, fake train, public, protesting, pedestrian behavior, no. Illegal dumping, smoking, accident, operating, in error, respect, n-are. Mă rog, bine. Vă zic, dăm sancțiune pentru că a consumat alcohol pe spațiu public și chipurile o să-i dau, i-am dat și pentru perturbarea liniștii și ordinii publice. Așa. Bun, în această seară a fost sancționat contravențiu. Mă, dar i-am dat, bă, sancțiunea. I-am dat... Trebuia să-mi apară aici. Nu știu ce am făcut. Mă rog, o să ne prefacem că i-am dat sancțiunea. În această seară a fost sancționat contravențional pentru perturbarea liniștii din publice și pentru consumul de alcool în spațiu public. Vă dorim o seară bună și vă rugăm frumos pe viitor să nu mai faceți panaramă. Sunteți liberi să plecați. Așa, bun, trebuie să dăm aici să suntem code 4. Alo. La dumneavoastră... Cine v-a zis să ieșiți din mașină? Vreți să aveți mai mari probleme decât le aveți deja? M-a zis eu să ieșiți din mașină? Cum ați reușit să ieșiți din mașină? Pe acolo. Intră aici și ia. Vasile!
Hai, Vasile, să-l conduce pe domnul la sediu secției de poliție. Hai, Vasile, hai, mișcă. Asta e, dăm noi o leacă cu spatele, să ieșim aici și avă, că ne-au lăsat băieții să mergem. Ia să mă poște. Ala, mai grăbim și noi pasul, o leacă. Nihoi, mă, pe bagabantul ăsta. Ok. Așa. Să-l ducem pe domnul nostru care face panaramă și consuma. Hai mă pe ăsta. Băgați-ai sărmănăs. Ok. Pardon. Așa, facem și noi la stânga pe aici și ajungem la secție. Câte loganuri de poliție noi i-au adus băieții aici și aduc ce bandă rulantă mașini de poliție. Așa schimbam ofițerul de serviciu să-l preia pe domnul. Așa, și noi hai Vasile să mergem înăuntru să facem actele necesare. Și, ups, dacă era să iau stâlpul în brațe și revenim. Hopa. Avem o persoană cu un cuțit în mână care chipurile că ne-a fost raportat faptul că este o persoană care înjură, are un comportament foarte agresiv și are un cuțit în mână. Trebuie să ne plasăm acolo de urgență pentru că baza mai trimite niște echipaje aici la fața locului pentru că avem nevoie. Vă rog frumos, stați pe loc! Nu fura mașina! Stai pe la poliția! Oprește-te! Mai are cuțitul în mână? Că nu-l văd. Am zis că a dat cuțitul jos. Stai pe la poliția! Stai! O să fie electrocutat! E măcar de șoricul gros! Shit! Bă, stai, dă pistolul că nu o să știi, poate o să mai ai vreun cuțit, briceac ceva asupra lui. Stai pe la poliția! Stai pe loc! Stoi! Vasile, mai ești cu mine? Nimă, că Vasile e cu mine aici și stai, nu te apropie de mașină! N-am crezut că vrea să furi mașina. Stai pe loc! Stai pe loc, n-auzi? Nimă, da! Ce fugi pe pândău? Hai că te blochezi aici și așa. Stai pe loc! Stoi! Stai pe loc! Fugiți, oameni buni! Oprește-te, nenorocitule! N-ai nicio șansă să scapi! Stai, mă, că-i tragem la picioare, că nu se mai poate... Așa, eu! Stai pe loc! Culcat la pământ! Nibă, s-a băgat în pământ de tot, bă! Eu ți-am zis culca la pământ, dar nu te baci în pământ, așa e! Așa! Ești la suprafață! Așa, bun. De ce-i fugi, bă, nenorocitule, din noi? Hai înapoi la mașină. Avem o leacă de fugit după înapoi la mașină. Vasile! Ia să lăsăm pe ăsta aici. Dacă pleci de aici, n-ai bateia. Vezi, poate te pune sarsa el să pleci. Dau cu mașina peste tine. Așa, bun. Sper că nu se supără domnul că i-am blocat o leacă garajul. Trebuie să facem o verificare asupra domnului. Cum vă numiți dumneavoastră? Ia spuneți-mi și mie. Domnul Brian Kirby. Kirby. Driver's license expire. Bun. Obiecte ascuțite care ar putea să mă înțepe să mă taie să mă rănească. Mai aveți asupra dumneavoastră în afară de cuțitul pe care... Dar unde l-a aruncat pe cuțitul totuși? Small revolver. Nii, l-ai mă posta. Vasile, iar rămâi o leacă cu domnul să mă uit eu după cuțit. Unde era ăsta când am ajuns? Era aici, în dreptul ăsta, parcă. Ia stai să ne uităm așa, poate mai vedem cuțitul pe aici, mai știm? Nimic că nu mai merge lanterna, mi s-a stricat. S-a terminat bateria. S-a dus la mașină aici. A încercat să deschidă mașina. Oare a dat? Oare a scăpat? Are aruncat cuțitul aici pe dedisubt? Oare?
E bă, gata, mergi. Acum am două lanterni. Oare a băgat cuțitul sub mașină? Ia, poate, oare să vede? Ia, stați așa. Nu, nu se vede. Unde a aruncat cuțitul? Asta e partea a doua. Ar trebui să găsim cuțitul ca să putem să fie treaba bună. Da, lasă că... El oricum a fugit de noi, adică sancțiuni avem pentru el. Aici, domnul Chirchirchir, sau cum vă numiți, vă rog frumos să veniți cu mine. Intrați în auto specială de poliție. Așa, rămâneți acolo, domnul Vasile, te rog frumos să urci tu în mașină. Repejor fuguța, să nu-l lăsăm pe domnul să aștepte prea mult. Să-și aștepte celula prea mult, să se răcească de tot. Celula. Așa, bun. A, să ne ducem pe aici, frumos. Facem și noi o leacă de ilegalitate. Da, suntem în regim prioritar, deci putem să încălcăm regulile de circulație. Așa, hopa. Pardon. Și am ajuns și la secție, pac. A, să lăsăm pe domnul nostru aici, să chemăm ofițerul de servici, bineînțeles. Bă, trebuie să fac ceva, bă, să le schimb la ăștia uniformele, că arată foarte caragios. Așa, bun. Domnul Vasile, haideți să intrăm și noi în secție, să rezolvăm toată problema comisă de domnul Charcel, sau cum îl cheamă. Opa, avem un Grand Theft Auto, băieți, avem o mașină care a fost furată și avem o urmărire în desfășurare. Pardon. Ala, fugi din noi. De fapt, nu cred că avem o urmărire în desfășurare, cât avem doar o mașină care a fost dată în urmărire, pentru că este furată. Trebuie să îl fugărim pe ăsta, să vedem. Ia să vedem, poate putem să-i tăiem calea pe aici și pac, pe aici. Și ieșim în față. Bine, o să ne iasă el în față, că loganul nostru se mișcă că mai greu. Dar hai că îl ajungem din urmă, pardon. Aha, avem în vizor. Trage pe dreapta, poliția, oprește-te, trage pe dreapta. Îl avem în vizor, suntem în breaz, acum încetinez de mână, mai am un vehicul de culoare roșie, în patru uși, relativ SUV, refuză să oprească la semnalele noastre, continuăm deplasarea. Mai avem nevoie de mașini în sprijin dacă mă recepționează cineva. Și un elicopter vă să trimitem. Avem nevoie și de un elicopter. Trage pe dreapta, nenorocitule, oprește-te! Opa, au venit loganele. The gang of logans we have here. N-ai nicio șansă, oprește-te de pe acum, că zicem că o să facem blocaj. A venit și elicopterul în sprijin. Yo! Bă, calm. Păstrați-vă calmul! După el. Hai bă, Loganul 1-4, mâncă asfaltul. De fapt nu mai e 1-4, dar e 0-1 acum. Hai după el. Trage pe dreapta, poliția! Oprește-te, bă, nenorocitule! Suntem într-un Grand Theft Auto. Op! Tot mă duc, poate cad după stâncă după aici și e. De bă, ne ieșim din restricții. Opa, aici s-ar putea să fie finalul. Nu-i finalul. După el, nu lăsați. Făi, pit manuver, yo! Bun, pit manuver, colegul. Hai după el, hai, de viteză. Stai, ușor, lasă Loganul ușor, că... Ce agresiv e colegul în această seară. Ia să vedem ce mai putem să facem noi pe aici. Așa, Little Force Automatic Tactics Enable Pursuit Behavior RNC.
nu ne interesează. Bă, scoate fum mașina sau mi se pare... Ah, nu. Mi se pare că scoate mașina fum lua asta. Ok, trage pe dreapta, javretă nenorocită, care ești tu, nu javretă? Dar javretă, bă, sau un javret? Stai așa să vedem. Trage, stai că îl dau pe să cu crace în sus, scoate fum. Ei? Javretă, trage pe dreapta, javretă! Nu încerca să intri mine, că schimbăm foaia. Nu, nu, nu! Nii, bă, că a lovit un om, gata, putem să facem Little Force Autorizaiten. Stai că suntem prea departe să folosim semnalii. Bă, ăsta e jalic cu el. Trage pe dreapta, trage pe dreapta, trage pe dreapta! Pardon, pardon, mă scuzați, dați-i viteză, băieți, că eu am pierdut la că controlul situației și... Hai, după-i. Pardon, trecem și noi pe aici, ne scuzați. Ok, request. Opa, stai, să-mi puti situația, După-i, nu mă, dar ce fugi pe pândoi? Nimă, nu mai am nici lumii. Ia să chemăm noi un spike strip în față așa să-i facă pană, Gata, nu mai are nicio șansă. Pac! A făcut pană. Și cred că să predă. Javretă, ia-și cu mâinile la vedere! Stai, mă lua poliția! Mâinile la vedere! Jos din mașină! Jos! Culcat la pământ! Culcat! Așa, fără mișcări brâște, Auzi, bă, că you are become my favorite target. Nimbă cât e echipaj au venit. Însă pe rijin. Bună. Stai așa. Vă rog frumos să veniți cu mine. Să descongestionăm aici toată situația. Vasile, trebuie frumos să fii cu ochii pe doamna. Până dau eu mașina la o parte din drum. Așa. Ia să facem o verificare mai întâi în mașină, să vedem ce avea doamna în mașină. Așa, search the vehicle. Ia să vedem noi ce avea doamna în mașinuță. A handgun, bă, nibă, vezi, de asta am verificat mașina, că putea să aibă handgun. Ia să facem și o verificare a mașinii, să vedem dacă este cea furată. Baza, am nevoie de o verificare a mașinii Serrano 25QEX192, mașina, numărul de matriculare. Nimă, dar cea variată este. No active warrants? Cum, bă, no active warrants? Că a fost dată în urmărire. O să avem nevoie de o platformă, pentru că mașina mai poate fi condusă, că e pe pană toată, e variată din toate punctele de vedere. În special pe față și pană pe spate la toate roțile. Așa, bun, ia să vedem noi ce are doamna de spus în apărarea sa, de ce ați fugit, doamnă. Vă aduc la cunoștință că sunteți înregistrat audio-video cu bodycam-ul din dotare. Vă rog frumos să vă întoarceți, o să facem o verificare. Domnul Vasile, te rog frumos să verific-o pe doamna. Stați pe loc, doamnă, unde plecați? Alo? Nihoi, mă, pe asta. Vă rog frumos să vă supuneți controlului corporal. Doamnă, rămâneți aici și v-am spus. Doamnă, nu mă puneți să folosesc forța pe dumneavoastră. Tu, javretă. Unde pleacă, mă, asta? Alo? Giojolina? Nimă, dar ce are, ce-a pățit? S-a buit situația aici și ea. Așa, mă! Vasile! I-ai făcut controlul, nu i-ai făcut controlul, că a plecat. Dacă îi fac eu controlul acum, stai, că cu mine nu se merge, că îți bag un checior în bostan acum, dacă nu. Să facem o verificare în boscheți aici. O fentanil, bă! Bun, vă rog frumos să veniți cu mine. Așa. Bă, stai mă leacă cam departe de oraș. Ne-am cam depășit jurisdicția. Da, trebuie, bă, să facem cumva ca să o prindem pe javreta asta. Ia să chemăm noi un echipaj de transport, totuși.
de pe zona de aici și am... De fapt trebuia să o luăm noi, dar lasă că o ia colegii noștri și noi ne ducem înapoi la... Numai că trebuie să avem grijă cum mergem, că mașina noastră e cam foarte avariată din toate punctele de vedere. Nu mai poate fi folosită. Domnul Vasile, te rog frumos să urci. O să mergem noi cu girofarul aprins până înapoi la secție, pentru că nu mai avem lumini pe față, pe spate, văd că mai avem stopurile. Dar având în vedere că nu avem lumini pe față, o să mergem cu girofarul până înapoi în oraș. Dar bineînțeles că nu o să vă țin cu mine, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Revenim. Opa, avem un apel cu un... Ce? Un clovn înarmat, bă, cu o armă? A luat-o randeaua, bă, clovni ăștia, nu mai sunt nici clovni, nu mai sunt ce au fost odată. Pardon, trecem și noi pe aici, că avem un cod roșu, avem un clovn în desfășurare. Avem un clovn foarte periculos înarmat în desfășurare. Pardon. Unde-i clovnul înarmat? Bă, voi vedeți vreun clov înarmat pe aici și apoi în zonă? Alea, clovnul înarmat! Terrifier 3! Unde ești? Nilai, baza răgbă, ce trebuie să trimite mai multe echipaje aici? Avem un clovn înarmat care trece spre noastră! Vasile, intră în cafără, Vasile, fuci. Aruc arma! Vasile, ai greu să nu te puște! Aruc arma, clovnule! Trageți! Trageți! Vasile, ești bine! Aruc arma, așa vreta! Bă, să mai tragi de undeva! Vasile, vin în coace! Care mai trage? Care? Aruc arma! Stai! Care, mă? Care? Aruc arma așa vreta! Nimbă-s mai mulți! Bă, nu! Nu sunt cover! Bă! Cu coană, ce faci, bă, mă? Calci, ești nenorocită! Nimă, pe asta ce m-a călcat! Ia! Bine că nu mi-a rupt nimica! Nimă, bă, asta ce revolver de aur avea, de aur, avea valoare. Nimă, că i-a căzut lui Vasile așa pe coța. Au dat ăștia cu mașina pistol. Bă, da, de la un clovn am ajuns la mai mulți clovni. Aparent, practic. Bă. Ia să vedem noi aici, domnul clovn. Ăsta avea o carabină, bă, sau ceva. Nu știu unde a dispărut carabina, era pe aici și am. În bazar că mergeți, ne-ați trimite și mie niște echipaje de prim ajutor, avem mai multe persoane care au fost împușcate. Îl avem pe Terrifier 3 aici și nu cred că o să mai continui să facă serialic, a murit de data asta de tot. Aici și vă rog. Avem unul aici, unul mai încolo și unul mai încolo. Bă. Nu suntem în nicio urmărire, vă rugăm frumos. Nibă, clovnul înarmat periculos. Ăștia s-au dus după el, altul cum era la motociclistul la care ne-a atacat. Da, s-a dus la el acolo. Bun, haide, băiți, puteți să-l salvați pe clovn? Numai, gata. Povestea lui Terrifier s-a încheiat aici și a... Na, de fapt, nu s-a încheiat, pentru că și în primul am zis că s-a încheiat, dar nu s-a încheiat. Hopa. Bă, Vasile a fost rănit, că băieții i-au acordat îngrijiri medicale. Vasile, ești bine? Tătătăt, așa? Așa. Băieți? Deci nici pe ăla nu l-au putut salva. Bă, dar lasă-mă, bă, cu urmăririle tăli. Așa, băiți, asigur aici o să-l preia pe clovn. Nini, alo.
ambulanța mai ușor, te rog frumos, că ți-au permis acum. Și bă, da, pe altul, pe cel de-al treilea, văd că nu s-au mai dus la el să-l resusciteze. L-au lăsat acolo așa, liașonat total. A, lasă că o să-l preia băieții la medicina legală. Da, interesantă împușcătură urmărire aici și... Bă, asta e schema, o platformă pentru motocicleta lui ăsta. Requestă tău, large flat pad. Așa. Păi, la medicina legală au plecat și l-au lăsat pe ăsta pe aici și a... Baza mai trimite pe un echipaj la medicina legală pentru că băieții alți nu și-au făcut treaba, cred că se grăbeau să pleci la acasă, li se termina programul. Nii, ia-ți mă și pe ăștia. Bun. Mai rămânem pe aici și o leacă până îl preia pe domnul cadavru de aici și a medicina legală și pe celălalt și revenim. Bun, băieți, cam ăsta a fost episodul de astăzi cu Pol. Liția la ordine publică. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut. Bă, dar ce ai, bă, de a-i face așa? Nii, la-i mă, pe la Dacă v-a plăcut acest episod, bineînțeles, știți ce vedeți cu să dați un like, un share, un subscribe, să lăsați un comentariu, ce ați dori să mai vedeți în următorul episod. Și, dragilor, eu am fost The Lawman, iar voi, care fiecare dată, până data viitoare, la revedere! Stați în siguranță! Pa, pa!